S-au găsit 5.000 de euro ca să scoatem ediția cumpărită. Am făcut un sponsor. Am zic așa numai. Oamenii nu prea simt nevoile la români și părerea mea că de multe ori lucrează împotriva noastră. Nu trebuie la suntem așa de izolat și eu cred că acum cu Facebook și cu toate astea am putea să ne conectăm. Eu nu știu de ei, decât așa că am citit poveștile lor. Mai acum că e pot mult, să nu avem nevoie să ne conectăm cumva. Mare șansă, pe toate de acolo. Băi, Ervin! Ervin! Băi, închide asta, umbre! Vine și momentul ăla! Închide asta! Dacă îl închid pe acolo! Păi... firme, investiții existente care nu mai au domnul să aleagă forță de muncă. Forță de muncă început, bineînțeles, cu cei care sunt plătiți cu 300 de euro, da? Dar în același timp și partea salarială care începe de la 600 de euro sau ajuns între segmente 600-700 de euro. Dacă urmărim lucruri de genul acesta, ne dăm seama că e o cerere și pe piața de muncă. De ce există? Da, dacă gospodăria există în mod funcțional. Nu numai asta. Deci e o chestie, dar am sănătate, am liniște sufletească, da? Uite, eu tot am liniște, dar la un moment dat, asta se trebuie aproape ce mașină de conduc sau unde merge? Și mai mult ar trebui să treacă și prin satisfacerile acestea unor nevoi. Băi, acum mi-am făcut materiale. Toată viața mi-am dorit să am nu știu ce fel de mașină. Am... După aia îți dai seama că l-ai îndeplinit și pe ăla, și ai rămas nesatisfăcut. Noi nu se-am împărat ca primar dacă lumea va face așa. Eu atunci trebuie să spun, fraților, eu am făcut chestia asta să vă dau bani, da? Către o administrație coruptă. Avem o administrație care va drămâi banii împreună. Și nu, administrația nu trebuie să drămâiască singură. Și cu toți cetățenii.
modelul cooperativ, când fiecare este activ acolo sau participant la decizie, aia ar trebui impus. Și aia vreau să impun. Aia e oferta noastră electorală. Dar... și tot din cuvânt. Și eu doresc succesul lucrurile bune. Dar pentru asta trebuie să înțelegem că o echipare, un control, dar acum, 200 de ani, cei care se luptau pentru drepturile negrilor și au început chestia aceasta, deci se gândeau că în 2009 o să fie Obama președinte, da? un american de culoare. Ce să mai zic? Respectiv, și cei care au început lupta pentru roșia balcană, da? La începutul anilor 2000, erau educați unii și alții pe acolo. Un exemplu bun, a durat 5 ani. Dacă mă poate la început, chiar nu poate șansele bine. Ce face? Și în ce mai mulți oameni care și cu atentate și cu toate cele, nu mai găsesc loc în Europa de vest, poate e cazul să mă duc acasă. Dar trebuie să vin o altă. Gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dacă tot ați venit, nu vreau să stau pe jos, așa.